Bună ziua! Am vrut astăzi să ne întâlnim ca să lămurim anumite aspecte vis-a-vis de activitatea laboratorului de analize medicale din cadrul policlinicii, pentru că astăzi ne-am confruntat cu o situație fără precedent, cel puțin de când lucrez eu, un spital de aproximativ 19 ani, nu am mai văzut o astfel de situație. Și anume, aproximativ la primele ore, un număr de aproximativ 400 de pacienți așteptau să-și facă programare pentru efectuarea de analize medicale la laborator. Este o problemă care cred că am gestionat-o corespunzător, dar este strict legată de către apariția bugetului pe anul 2019. Având în vedere că președintele României nu a promulgat bugetul de stat, Casa de Asigurări de Sănătate a județului nu a putut repartiza sume către laboratoarele private. Din această cauză, niciunul dintre laboratoarele private de analize medicale din oraș nu au putut face programări pentru pacienți. Și toți acești pacienți s-au îndreptat către Policlinica Bistrița. În prezent, în Policlinica Bistrița funcționează un sistem de programări online, un programări, sistem care a fost implementat, spun eu, cu succes. Anul trecut am avut peste 21.000 de programări online făcute pentru pacienți, din care aproximativ 4.000 au fost făcute de pe adrese de internet din străinătate. Asta ce înseamnă? Că persoane vârstnice care nu au acces la internet și ăsta au fost programate de către copii rude din străinătate. Și am mai avut încă 17.000 de programări în sistemul paralel, la oficiu sau prin telefon. Sistemul nu a funcționat pe tot anul trecut, deci este, spun eu, un lucru pozitiv. A fost implementat cam prin luna martie. Deci acum avem aproape un an de zile. Din păcate, la laborator, acest sistem de programare online nu poate fi implementat pentru că nu există o baterie de analize fixă care se prestează către pacienți. Deci analizele sunt solicitate de către medicii de familie pentru pacient și sunt diferite de la pacient la pacient. Și de aceea nu putem cuantifica un anumit număr de pacienți care se putem programa. Și ei vin în ordine cronologică, se cuantifică în funcție de ce analize solicită atunci și bugetul se diminuează de la zi la zi până se termină. Anul trecut am avut un buget destul de generos pe laborator, nu am avut probleme și am acoperit aproximativ până în data de 25 a fiecărei luni toate solicitările. Deci anul acesta sperăm să putem merge fără nicio o problemă pe partea de analize medicale de laborator. A fost incidente? Cu cei 400 de oameni? Bine, acum incidente medicale, în primul rând, nu au fost. Bineînțeles, au fost oameni nemulțumiți. Dar nu, nici incidente violente, să zicem, și nici medicale, mai ales. Mulțumiți că sunt timpii de așteptare foarte lungi. La 400 de persoane, vă dați seama, să treacă printr-un ghișeu de programări, durează un pic. Dar au fost programați? Au fost programați 390 în total și au fost puși pe o listă de așteptare încă vreo 60 până la momentul în care eram eu în Policlinică, astfel încât în cazul în care se suplimentează fondurile sau dintre cei 390, poate unii au analize mai ieftine și mai poate să rămână bani, să-i chemăm și pe aceștia tot în bani. Deci 390 la capacitatea maximă pe lună. 390 e capacitatea estimată. Estimată pe dar, cum a zis și domnul director, nu putem estima exact, nu putem calcula exact valoarea. Noi primim o valoare în bani, ca să o transformăm în număr de pacienți, nu putem să facem lucrul ăsta, decât să estimăm
dacă vor rămâne și peste 390, poate mai mult, o să-i chemăm cu prioritate pe cei care au fost